Rovana Plumb este noul ministru interimar al educației. Ministrul fondurilor europene îl înlocuiește pe Valentin Popa la conducerea ministerului. Decizia a fost luată de președintele României la propunerea premierului. Valentin Popa a renunțat la funcția de ministru al educației în 27 septembrie după 9 luni de mandat în urma unei dispute cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe marginea unor prevederi ale legii educației. Cât timp a ocupat scaunul de ministru, el a fost criticat de mai multe ori pentru greșelile de exprimare pe care le-a făcut în declarațiile de presă. Una dintre gafele sale a dus și porecla de ministrul Pan. Amblica.